Bună ziua! Astăzi vom învăța despre algoritmi de prelucrare a șirurilor de valori folosind instrucțiunea for în limbajul de programare Python. Să ne reamintim! Prima aplicație. Scrieți un program în limbajul de programare Python în care se citesc un număr natural n, apoi un șir de n numere naturale. Programul afișează de câte ori apare primul număr din șir în elementele șirului. Se vor citi ca date de intrare numărul n, apoi un șir de numere naturale. Ca date de ieșire, se va afișa de câte ori apare primul număr din șir în șirul de valori. Ca exemplu, pentru n egal cu 6 și valorile din șir 2, 4, 2, 2, 10, 13, se va afișa valoarea 3. Se va citi valoarea variabilei n. Se va citi prima valoare din șir. Vom folosi o variabilă k în care vom număra de câte ori apare prima valoare în șir. Vom citi n numere dacă noua valoare va fi egal cu prima valoare din șir, atunci variabila k va crește cu 1. Vom afișa valoarea variabilei k. A doua aplicație. Scrieți un program în limbajul de programare Python în care se citesc un număr natural n, apoi un șir de n numere natural. Se va afișa produsul numerelor prime din șir. Dacă nu există numere prime în șir, se va afișa mesajul nu există. Ca date de intrare, se vor citi numărul n, apoi un șir de n numere naturale. Ca date de ieșire, se va afișa produsul numerelor prime din șir sau mesajul nu există, dacă în șir nu se găsesc numere prime. De exemplu, pentru n egal cu 6 și valorile din șir 2, 4, 7, 1, 10, 13, se va afișa valoarea 182. Se va citi valoarea variabilei n. Vom inițializa produsul cu valoarea 1. Vom citi n numere. Vom verifica dacă valoarea curentă din șir este număr prim folosind o variabilă OK care va avea valoarea adevărat dacă numărul este prim, adică nu se găsesc divizori, sau va avea valoarea fals alt. Vom căuta divizorii din intervalul 2 radical din V.
Dacă nu am găsit divizori și valoarea curentă este mai mare strict decât 1, atunci este un număr prim și vom înmulți la produs valoarea curentă. Dacă produsul a rămas cu valoarea 1, atunci înseamnă că nu există numere prime în șir și vom afișa un mesaj corespunzător. Altfel, vom afișa valoarea produsului. Încercați singuri. Felicitări! Astăzi ați învățat în limbajul de programare Python cum puteți prelucra șirul de valori.